O angajată a Direcției de Patrimoniu de la Baza Nicolina a fost depistată de COVID-19. În prezent, aceasta este internată la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași și urmează tratamentul de specialitate. Baza Nicolina nu a fost deschisă în această perioadă publicului. Asta nu ne-a împiedicat să efectuăm lucrările de reparații pentru a o putea deschide odată ce legislația ne va permite pentru această situație specială în care se află România. Colega noastră lucra în aer liber împreună cu o altă colegă și atunci când s-au efectuat testele de specialitate, una dintre ele a ieșit pozitiv, cealaltă angajată a ieșit negativ. Prin urmare, am urmat exact protocolul care prevede pașii de urmat în astfel de situații și colega de la Direcția Patrimoniu a fost internată la infecțioasă. S-a făcut și istoric epidemiologic și practic s-a ajuns la concluzia că din punct de vedere profesional persoana în cauză a avut doar contact cu o singură colegă, colega respectivă a ieșit negativ. Prin urmare, vom ține sub observație în perioada următoare și restul angajaților de la Direcția Patrimoniu.